pare să fie cel mai bun camuflaj subacvatic pe care l-am văzut vreodată. Este nevoie de doar câteva secunde pentru ca actinia să dispară fără urmă în cazul în care cineva o atinge. Dacă misterioasa flacără albastră nu face decât să vă stârnească întrebări la care nu știți răspunsul, atunci ne grăbim să vă spunem că motivul pentru o culoare atât de neobișnuită a flăcării este metanul. Cascada de gheață din Canada este un loc unic. Aflându-te în astfel de locuri, nu poți să nu realizezi cât de mici și neînsemnați suntem în fața puterii naturii. Greu de crezut, dar oamenii de știință au găsit rămășițele primului dragon care a supraviețuit. Există doar o mică problemă. Nu este real, este doar un decor de film extrem de realist. Meduza impresionantă. Această creație unică a naturii a fost adusă pe țărm și a uimit pe toată lumea cu frumusețea și neobișnuința sa. Mi-e și frică să-mi imaginez ce alte creaturi locuiesc în adâncurile neexplorate ale oceanului. Ce părere aveți despre acest monstru? Numele ei este Hell's Salamander și nu cred că vreți să o mângâiați. După erupția vulcanului, nimic nu mai poate crește acolo unde lava a curs pentru foarte mult timp. Încă mulți ani la rând, această zonă ne va reaminti despre consecințele furiei naturii. Și iată un alt lac roz misterios, dar de data aceasta motivul pentru culoarea uimitoare nu sunt algele, ci salinitatea crescută a apei și este atât de mare încât nu vă recomandăm să încercați să notați în el. Ce captură! Iată cum arată atunci când peștele singur înnoată în plasa ta. Pe una dintre coastele statului Washington, apa a adus copaci uriași. Nimeni nu-și poate da seama unde au crescut înainte. Cu toate acestea, diametrul trunchiului este de la 1,5 m la 3 m. Desigur, pe fundalul unor astfel de giganți, orice persoană pare minusculă. Nu este un cuib mic, nu-i așa? O astfel de casă în copac ar putea oferi adăpost pentru câteva sute de păsări. Titanoboa poate că a dispărut de mult, dar cu siguranță vă veți aminti de el în timpul unei întâlniri cu aceasta. Nu există o explicație logică pentru unele fenomene. Punem pariu că este cel mai grațios melc de mare pe care l-ați văzut vreodată. Apropo, îi se spune dansatoarea spaniolă.
Niște băieți au pătruns într-o casă imensă abandonată, iar în garaj au descoperit o întreagă colecție de mașini de lux vechi. Priviți acest Rolls-Royce din generația mai veche, dar cireașa de pe tortă a fost acest Lamborghini Diablo, negru. Iată cine te poate surprinde cu siguranță la fundul mării, acest tip de pește mutant. Sincer, aș vrea să evit o astfel de întâlnire. Dar garajul nu este singurul loc unde poți găsi o mașină abandonată. De exemplu, o mașină Discovery Channel a fost descoperită aici, în mijlocul savanei. Ce s-a întâmplat exact cu echipa de filmare rămâne un mister. Nu, ăștia nu sunt extraterestri de pe altă planetă, ci stele de mare foarte reală pe care le puteți găsi pe plajele din California. Și iată un alt motiv pentru a verifica clădirile abandonate. Băieții nici nu se așteptau să găsească într-un vechi atelier de reparații auto atâtea mașini de lux. Deci, dacă nu ați stat niciodată într-o limuzină, este foarte posibil să o faceți într-o clădire abandonată. Nici nu vă puteți imagina ce se află în spatele acestei case vechi. Asta înseamnă să ai proprietățile corecte. Cine ar fi crezut că anume acest job le va aduce prima $100.000? Lifehack, cum să surprinzi oaspeții? O astfel de descoperire nu este mai puțin impresionantă, un munte de tehnică militară. Desigur, nu funcționează de mulți ani, de altfel nimeni nu ar fi lăsat-o în voia sorții, dar să analizezi personal astfel de mașini ar fi cu siguranță interesant. În Golful Mexic, nu departe de Triunghiul Bermudelor, puteți găsi un adevărat cimitir de nave. În ultimii ani, peste 4.000 de persoane s-au necat aici, iar cercetătorii locali nu reușesc încă să explice cauza. Lucrurile sunt complicate de faptul că majoritatea navelor se află la o adâncime de 2.000 de metri, ceea ce face mult mai dificilă găsirea cauzei naufragiului. Doar imaginați-vă câte mistere mai ascunde acest loc. Uitându-mă la asta, am rămas fără cuvinte. Sunt sigur că și mulți dintre voi la fel. Mă bucur că puteți pune un like în tăcere. Acum imaginați-vă că o vedeți noaptea. Familia tocmai își cumpărase o casă, dar care a fost surpriza lor când sub podea au găsit o fântână secretă, a cărei adâncime este chiar greu de calculat. Se pare că a ieșit de pe traseu. Mă întreb, câți kilometri ar putea parcurge în așa mod? Dar dacă vorbim despre locuințe neobișnuite, priviți hotelul situat în munții din Peru. Plusul evident este priveliștea minunată și o experiență de neuitat garantată. Principalul dezavantaj este dormitul deasupra unei prăpastii de câteva zeci de metri. Thank you.
ce se află acolo în adâncuri, atât de groaznic încât toți peștii se grăbesc să ajungă la mal. Să recunoaștem, natura este până la urmă cel mai bun artist. Țineți ochii deschiși, s-ar putea să existe oameni cu superputeri undeva în apropierea voastră. Imaginați-vă cât de puternic ar trebui să fie vântul pentru a împiedica o cascadă. Cum pot zbura avioanele atât de jos? Se întâmplă ceva ciudat aici. Broaște testoase care sunt în mod clar prea obsedate de modă și au decis să își crească niște mușchi pe carapacele lor. O persoană talentată poate face un adevărat miracol folosind pentru asta cele mai obișnuite lucruri. Avem vești proaste pentru voi dacă ați crezut că aricii de mare sunt complet imobili. Toate basmele, legendele și miturile se bazează pe ceva real. Iată dovada incontestabilă a acestui lucru. Leagănele în zidul de la granița dintre Mexic și SUA ajută la menținerea prieteniei și ne amintesc cât de important este să ne bucurăm de viață. Aparent, olandezul zburător este real. Cred că am găsit camera viitorului. Pereții, podeaua și tavanul sunt ecrane mari la care te poți holba ore întregi. Și imaginați-vă ce fel de petrecere ați putea da aici. Cât de magică este natura noastră! Uneori o partidă de pescuit reușită ține nu doar de o captură bună, dar și de fenomene naturale uimitoare. Mai bine e să evite acest drum. Curentul de apă e atât de puternic încât s-ar putea întâmpla ceva tragic. Meduzele albastre pot părea drăguțe, dar ar putea să vă înțepe cât ați clipi, așa că cel mai bine este să stați departe de apă atunci când vedeți o astfel de frumusețe. Cineva a decis să sfideze legea gravitației.
Nu știm ce gust are acest fruct, dar vizual inspiră foarte puțină încredere. Ce ziceți de rochea asta? Ați adăuga-o la garderoba voastră? Se pare că albinele nu numai că pot ataca, dar pot face și un adevărat spectacol. Pe planetă există tot felul de cascade. Fanii istoriei antice vor fi cu siguranță impresionați de atâtea comori găsite în Egiptul antic. Nu știm ce fel de om norocos le-a găsit, dar acum putem spune despre el că e bogat ca un faraon. Este o priveliște unică. Un vânt puternic suflă peste lava cu un conținut ridicat de sulf. Arată cu adevărat magic. Puțin probabil să fie o coincidență, dar lângă avioane s-a găsit și un teren de antrenament militar abandonat, așa că este înfricoșător să ne imaginăm ce alte secrete ar putea deține acest loc. Acest uragan nu se va opri în fața nimănui, va spulbera totul în calea sa. Ar trebui să stăm departe de natură când aceasta își arată colții. Cât de des poți privi de aproape un elicopter Mi-24? Eroul din următorul videoclip poate petrece ore întregi cu el. Plimbându-se prin pădure, el a descoperit aceste elicoptere. Se pare că au fost scoase din uz cu mult timp în urmă și lăsate pur și simplu în pădure. Unele dintre corpurile de apă ale planetei noastre au pasaje secrete ca acesta. Astăzi ne dăm seama că acestea sunt anomalii naturale unice, dar în trecut oamenii credeau că aceasta era o poartă spre iad. Iar aici un tip a găsit ceva și mai serios în mijlocul pădurii, și anume o parte a unei rachete spațiale. Este greu de spus exact cum a ajuns acolo, dar probabil că este o piesă pe care a aruncat-o la decolare. Organismele vii de pe planeta noastră sunt atât de diverse încât nu ne putem imagina ce alte forme de viață ne sunt necunoscute încă. Dacă vă amintiți filmul Jeepers Creepers, s-ar putea să fiți fericiți sau mai degrabă dezamăgiți, deoarece un tip din Mexic a găsit o replică a acestuia. Da, dimensiunea sa este puțin mai mică, dar a provocat deja agitație printre localnici. Și cine știe, poate că există una mai mare pe undeva prin apropiere. Ce este asta? Ar putea fi un monstru de mlaștenă? Este genul de creatură pe care nu te aștepți să o vezi când ieși cu amicii tăi la un grătar lângă lac. Iată cum arată cea mai râvnită descoperire a oricărui pescar.
După cum puteți vedea, peșterile subacvatice adânci ascund creaturi care până în ziua de azi nu au mai fost văzute niciodată. Nici nu ne putem imagina ce mai trăiește lângă noi. Dacă v-ați întrebat cum arată porțile iadului, noi credem că cam așa. Această anomalie prezice în mod clar ceva foarte rău și este un semn prevestitor al unui dezastru real. Dar natura însă și este cea care creează adevăratele efecte speciale. Uitați-vă la această fântână de 10 metri care lasă în urmă un curcubeu. Nu toată lumea se supune legilor gravitației. Portal spre rai, meduză sau farfurie zburătoare? Scrieți-ne în comentarii ce vedeți acolo. Nu, lumea nu a nebunit. Caprele chiar pot merge sub orice unghi. Aici, în acest hambar uitat de timp, au găsit nu doar mașini vechi de prestigiu, ci adevărate legende retro. O astfel de colecție poate fi evaluată la sute sau chiar milioane de dolari. Dar cine ar vrea să vândă așa menune? E clar că e ceva desprins dintr-un film de groază. N-aș vrea să fiu cel pe care îl urmărește această mașină infernală. Este greu să găsești o operă de artă cu adevărat interesantă, dar aici mi se reamintește că Kuwaitul produce 3 miliarde de barili de petrol în fiecare zi, ceea ce arată destul de impresionant. Fotbalul în sine nu este un suport pentru cei slabi de inimă, dar să joci pe un teren ca acesta este ceva foarte riscant. Ați îndrăzni să încercați! Având în vedere flora și fauna din Indonezia, nu suntem siguri că vedem doar un nor. Este foarte posibil să fie chiar Godzilla. E un fulger sferic, obișnuiam să cred că este doar un mit. Credeți că este o navă fantomă? Într-un fel da, puteți găsi o astfel de grafică imaculată într-un muzeu dedicat Titanicului. Cer înnorat deasupra capitalei Chinei, un halou plana deasupra orașului. Acesta nu și-a schimbat poziția timp de 20 de minute. Fenomenul ceresc a ridicat multe semne de întrebare printre martorii săi. Dar oamenii nu au primit niciodată răspunsuri, deoarece nimeni nu a fost capabil să explice ce a fost asta. Există tot felul de animale sălbatice în Australia, dar nu ne așteptam să vedem dementori acolo. Nu există situații fără speranță. Dacă și acest om și-a dat seama cum să ajungă la țărm într-o barcă fără vâsle, atunci cu siguranță îți poți rezolva și tu problemele. Și
și se pare că am găsit locul în care fiecare fan al lui Christopher Nolan ar trebui să-l viziteze, și anume aceeași cameră în care a căzut Cooper la sfârșitul filmului Interstellar. Acum aveți toate șansele să încercați și voi așa experiență. Iată ce trebuie să faci dacă ai acumulat o mulțime de rufe murdare. Original mod de a spăla hainele, nu-i așa? Este un drum lung dacă vrei să traversezi calea ferată. 200 de vagoane au fost, să zicem, aruncate la gunoi în statul Arizona, iar acum toți cei care le găsesc pot face o fotografie, iar cei cărora le plac emoțiile mai picante pot încerca să petreacă noaptea în acel loc. Cred că este modul păianjenilor de a-și marca teritoriul. Dar ceea ce ar putea surprinde cu adevărat este o țestoasă cu două capete. Mă întreb dacă atunci când vor crește se vor certa care dintre ele este mai înțeleaptă. Natura se autodistruge. Imagini înfiorătoare. Acum cine poate spune că copacii nu sunt vii? Mă întreb, unde duce vortexul ăsta? Evident, originea lui nu poate fi explicată științific. Voi cum credeți? Nu, nu e grafică computerizată. Acesta este un cer real care a acoperit un orășel. În filmele science fiction, așa ceva prezice întotdeauna probleme serioase pentru întreaga omenire. Case care dansează. Ceva nou. Anomaliile pe cer întotdeauna înseamnă ceva. Ele sunt niște prevestitori importanți. O priveliște uimitoare. Nu cred că poți nota în așa apă. E ca și cum zeul tunetului ne-ar aminti de existența sa. Se pare că nu poți doar să mergi pe apă, ci și să alergi pe ea. Dacă nu ați mai văzut niciodată un motor cu reacție în testare, aceste imagini vă vor surprinde. Unii nor se pare că iubesc geometria și precizia. Cei care au venit în această excursie cu părul aranjat au regretat puternic. Pe cât de hipnotizant și uimitor, pe atât de înfiorător este acest cer. Nu am mai văzut niciodată un curcubeu atât de strălucitor. Mă conving încă o dată că natura este cel mai talentat artist dintre toți.
În fața noastră se află fie vreo tehnologie de pe altă planetă, fie un portal către un univers paralel, fie primii pași ai vieții extraterestre pe pământul nostru. Oricum ar fi, este ceva complet inexplicabil. Cred că a găsit pe cineva care e cu adevărat dispus să mănânce pentru doi. Uimitor, poate e un fel de mutație genetică, dar peștele chiar are două guri. E un pic înfiorător să descoperi 40 de busturi ale președinților americani înalte de câțiva metri pe un câmp din Virginia. Povestea este de fapt mult mai simplă de atât. Aici trebuia să se deschidă un parc tematic, dar planurile s-au schimbat, iar acum aceste busturi au devenit o atracție neoficială a orășelului din apropiere. Cascadele subterane au fost întotdeauna hipnotizante, dar aici avem ceva special. Cascada din Tennessee nu va lăsa indiferent nici cel mai experimentat călător. Cei 44 de metri de apă și iluminarea incredibilă din această peșteră calcaroasă vă vor crea amintiri care vor dura o viață întreagă. Desigur, la început am crezut că este vorba de un pic de misticism, dar apoi ne-am amintit că este un fenomen optic destul de rar, numit Fata Morgana. Și este vorba de mai multe miraje care se reflectă unul în celălalt. Aceasta ar fi fost o descoperire foarte interesantă. Este un tank american M4 care a stat în apă încă din al doilea război mondial. Ar putea desigur să fie lăsat aici ca recif artificial, dar pare să aibă o valoare istorică prea mare pentru asta. Dar adevărații pasionați de sporturi extreme care nu prea au timp să călătorească pot să găsească aventuri într-un astfel de spa. Știați că există o lume subterană întreagă ascunsă sub aproape fiecare oraș important? Având în vedere distanța, nu există nicio șansă ca umbra copacului să cadă pe nori. Aveți vreo bănuială despre ce planează deasupra lor? Nu uitați să ne scrieți în comentarii! Este puțin probabil să fi văzut vreodată o pădure care respiră. Ați văzut vreodată cerul de această culoare? Este de fapt un gaz colorat care s-a scurs dintr-o fabrică din China. Totuși, arată spectaculos. Habar nu avem ce comori pot fi găsite sub apa din apropierea noastră. De exemplu, scafandrii au găsit aici un întreg arsenal de arme vechi, o mașină cu aburi și un transportor blindat. Locul în sine rămâne un mister, dar bănuiesc că vom putea vedea toate astea în curând într-un muzeu. Suntem sceptici cu privire la teoriile despre OZN-uri, dar încercați să explicați asta. De obicei, balenele sau țestoasele marine sunt aruncate pe țărmul Oceanului Pacific, dar de data aceasta oamenii de pe plajă s-au speriat enorm. Descoperirea s-a dovedit a fi o dronă pe care forțele aeriene americane o foloseau în timpul exercițiilor. Pentru civilii obișnuiți, părea să fie o armă cu adevărat periculoasă.
Tipii care s-au cățărat aici au simțit cum e atunci când speranțele îți sunt spulberate. După cum știm, uneori poți găsi o întreagă mulțime de mașini într-o clădire abandonată. Numai că dacă crezi că aceste mașini sunt ale tale acum, s-ar putea să tragi concluzii pripite. De fapt, ele sunt relativ noi, doar că dealerul auto din vecinătate le depozitează chiar aici. Imaginează-ți privirea dezamăgită a tipilor când au aflat. Niște băieți din Toronto au găsit o întreagă colecție de bărci vechi abandonată. Dar acesta nu este sfârșitul poveștii. Au cheltuit mult pe reparații și restaurare, iar acum sunt liberi să se plimbe pe valurile de coastă. Și iată un alt cimitir de avioane chiar în mijlocul deșertului. Băieții au găsit chiar și un bombardier B-52. Ce este acesta dacă nu cel mai bun loc pentru o fotografie pe social media? Dacă sunteți foarte impresionat de filmele de groază, atunci puțin probabil să doriți să intrați într-o casă abandonată și să petreceți timp acolo. Dar eroii din următorul videoclip cu siguranță nu merg la cinema. Ei au luat cu asalt o casă abandonată în mijlocul pădurii și după un timp au găsit un întreg depozit de muniție. Am văzut multe fântâni, dar este aproape imposibil să explicăm originea uneia ca aceasta. După cum se pare, focul din Game of Thrones nu există doar în imaginația autorului. Ce credeți că se va întâmpla dacă veți încerca să stați pe el? Fenomenul celor două luni este un fenomen astronomic extrem de rar, care este explicat prin apropierea planetei Marte sau printr-o iluzie optică. Dar se pare că acum oamenii de știință vor trebui să își rupă din nou capul, încercând să explice asta. Deși iată un exemplu clar în care este vorba de 2-1. Tipii ăștia i-au plătit o avere lui Poseidon. Am văzut deja fântâna din piatră, dar ce ziceți de un copac hidrant? Poate că nu vedem limitele mărilor pe hartă, dar uneori acestea sunt extrem de clar delimitate din cauza densității și salinității apei. Din prima n-ai zice, dar în spatele unui dulap aparent obișnuit se află nu doar o cameră secretă, ci o adevărată peșteră a hobitului. Proprietarul locuinței nu a avut încă timp să o echipeze corespunzător, dar trebuie să fiți de acord că aceasta este o posibilitate excelentă de a scăpa de oaspeții nepoftiți. Imaginați-vă că mergeți prin pădure și dați peste un astfel de oraș al albinelor. Care credeți că este cel mai bun lucru pe care ați putea să-l faceți într-un astfel de caz? Uitați-vă la minunea care poate apărea atunci când un cer înstelat se reflectă în apa cristalină. Uimitor, aceasta este o casă reală din Franța. Are o lățime de doar 3,5 metri, iar proprietarii săi, în mod clar, nu au nevoie de mult spațiu. Natura a decis să răsplătească acest gândac cu cel mai înfricoșător aspect fizic.
Am văzut lacuri clare, transparente, dar nu am văzut niciodată lacuri roz. Întregul secret constă în înmulțirea bacteriilor și algelor speciale care creează o astfel de culoare. Iată ceva care cu siguranță le-a părut neobișnuit locuitorilor unui oraș din Germania. Este vorba despre o gaură imensă și ciudată în pământ. Originea ei nu a fost niciodată stabilită. Cu toate acestea, măsurătorile au arătat o adâncime de peste 20 de metri. Este greu de imaginat ce ar fi putut ieși din ea într-o noapte. Un slot machine acasă este cu siguranță distractiv, dar uite ce am găsit în spatele ei. Imaginați-vă cât de distractivă ar putea fi o petrecere cu prietenii aici. Și iată încă un alt exemplu de a nu judeca după aparență. În interiorul acestui vagon vechi și ruginit, proprietarii au amenajat un apartament foarte confortabil și modern. Poate că este dificil să supraviețuiești în junglă, dar problema cu dușul este cu siguranță deja rezolvată. Tot ce trebuie să faci este să găsești o floare ca aceasta, pe care o poți toarce și te poți răcori în timpul căldurii sufocante. Ținuta scorpionului nu îl va lăsa neobservat la nicio petrecere. Și undeva în Marea Nordului, ziua și noaptea pot să aibă loc simultan și arată incredibil. Am văzut o mulțime de lucruri online, dar acesta este cu adevărat șocant. Întotdeauna încercăm să selectăm doar cele mai interesante lucruri pentru voi, așa că nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe. Mă întreb, pe cine încearcă să evoce aici? Australia nu este renumită doar pentru cangurii săi și păianjenii uriași, ci și pentru priveliștile incredibile. Uitați-vă doar la cele mai rare imagini când nordenși s-au așternut cu grijă pe suprafața munților și au început să curgă încet în jos. Un fenomen natural de o asemenea frumusețe este incredibil de rar și nu toți călătorii experimentați îl pot vedea în persoană. Râul din Arabia Saudită poate fi puțin diferit de ceea ce suntem obișnuiți să vedem. De exemplu, aici este format din nisip și din grindină topită. Poate că suntem obișnuiți cu erupțiile vulcanice obișnuite, dar priviți cât de spectaculoasă este aceasta în adâncul oceanului. Am găsit un alt motiv să mergem în India, pentru a vedea drumul de o frumusețe incredibilă care separă Marea Arabiei și un râu local. Trebuie să fiți de acord, priveliștea merită! Este greu de spus ce este mai impresionant, dimensiunea sculpturii sau cât de realistă este. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă la aim!